alegând astăzi să privim sumar către filozofia de viață, dar mai ales către mentalitatea practică a fiecăruia dintre noi, remarcăm cu ușurință o discrepanță mare între ceea ce declarăm și ceea ce practicăm în așa zisa viață de credință, de credință autentică. Ce mă face să aduc în discuție această afirmație? E una dură, neconfortabilă, ei bine, acea deprindere ciudată prin care ne transformăm ciclic modul de a fi în funcție de propriile interese, alegând să trecem prin stări spirituale diametral opuse, în funcție de modul în care acestea ne hrănesc orgoliul. Cumva, în trecerea vremii am învățat și noi dansul acela cinic al duplicitarismului spiritual, prin care facem mai mereu pasul fie înainte, fie înapoi, către pioșenia și zmerenia de weekend? acolo unde căutăm să ne afișăm fie prin ținutele vestimentare, fie prin comportamente verbale pompoase și apoi mergând în timpul săptămânii către comportamente mai liberale sau mai bine spus la modă, în trend. Ei bine, deși mic acest pas înainte și înapoi arată în fapt cât de fragilă ne este credința sau mai degrabă arată că uneori Credința ne lipsește cu desăvârșire, deși ironic, fiecare dintre noi am putea jura că ea este elementul central al mentalității noastre zilnice. Nu trebuie însă să pierdem din vedere faptul că pentru a ajunge la statutul de adevărați copii ai lui Dumnezeu, credința noastră pe care o declarăm cu patos ar trebui să fie practică și ar trebui să identifice responsabilitate și realism nu doar o mimare mecanică a vrerii Creatorului, una pe care încercăm de altfel din răzputeri să o contorsionăm mai mereu, după bunul plac și acomodarea fiecăruia dintre noi. Observând aceeași tendință de în creștinismul de odinioară, care, iată, se regăsește și acum, în vremurile noastre, Apostolul Pavel ne oferă o mostră de gândire practică, care a fost menită să ne ajute să ne cadrăm corect în calea noastră de credință, pe calea mântuirii. Citez: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește de acum în mine, căci viața pe care o trăiesc în trup o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am încheiat citatul înregistrat în binecunoscuta epistolă către Galateni, capitolul 2. Meditând cu atenție la acest text, înțelegem că a fi mort față de lume înseamnă atât voință, cât mai ales efort, susținut în a bloca chiar și cel mai mic stimul al păcatului. Stimul pe care îl acceptăm atât de ușor în societatea aceasta contemporană. O lume care încearcă cu toată puterea să ne paraziteze conștiința, rațiunea și sentimentele. Dacă în ceea ce te privește, acolo unde ești, te-ai săturat să pozezi într-un credincios autentic, deși tu știi că nimic din viața ta, o viață pe care doar tu o cunoști, nu te acreditează ca atare? Acolo unde ești, alege astăzi să calci și tu pe urmele Domnului Isus, pășind cu încredere către împărăția cerurilor. Dă-ți silința să devii un credincios real, așa cum mărturisești. Un credincios curat și fără pată, căci delvei vei reprezenta bine pe Dumnezeu în această lume, alegând să trăiești, să vorbești și să te manifesti după cum te-a învățat în cartea sa, îi vei câștiga respectul și nu doar lui, ci al întregului cer. Iar locul tău va fi scris veșnic printre îngeri. Vei înțelege atunci de ce necazurile și tristețea de acum au fost menite să-ți șlefuiască mintea și să-ți cizeleze caracterul, pregătindu-te astfel pentru o viață veșnică, acolo unde îi vei fi pus Loc de cinste în anturajul select al lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!